Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 16 Skill Games. Știu că game-ul ăsta mi l-a tot cerut, adică am mai făcut acum vreo 2 săptămâni și am de gând să fac shooting. Cred că am mai făcut shooting, dar acum vreo 7 luni, deci nu prea contează. Deci da, shooting, advanced shooting, asta o să facem azi. Bun, haideți să vedem cu Diego Costa, omul nostru. Ok, cât de slab dau. Ca să știți, sunt pe PC, de aceea folosesc și facecam-ul, nu DSLR-ul. Sunt în grabă și de aia am zis să filmez pe PC, pentru că e puțin mai ușor de filmat pe PC. Dar tot FIFA e, aceeași calitate. Bun, am trecut de prima parte. Hai să vedem. Diego Costa. Da, apără ceh. Îmi place shooting-ul pentru că faci ceva mai dinamic. Ia uitați, mamă ce gol Diego Costa din foarfecă. Mamă, dar și Cech e foarte bun în poartă. Asta e adevărat. Din nou Diego Costa. O foarfecă, apără Cech. Deci e greu să-i dai golul Cech. Pe jos am dat. Pac, vole. Mamă, bă, dar nu pot să-i dau golul Cech. Vedeți? N-ai cum să-i dai. Diego! În sfârșit am dat un gol după atâta timp. Încă un shoot, încă un gol, ok. Hai că merge bine până acum. Trebuie să dai de aproape, că altfel n-ai șansă. Ia încercăm noi de aici, hai că poate. Oh, a fost un shoot bun din foarfecă. Hai Diego, cred că poți să-i dai. Preluare. Shoot. Aoleo, frate. Hai Diego. Nu, deci ăsta e gol. Am zis că e gol. Și ăsta e gol. N-a fost să fie. Gol! Hai! A mers? Opa! Incredibil! Hai să vedem la cap pe Costa ce face. Ok, frumos. Bine. Ah. Bă, la cap pare mult mai ușor decât la șuturile alea. Adică, vedeți. Bine, adevărul e că trișez puțin pentru că i-am pus după asta abilități mai bune la cap. I-am dat la 99. Dar la jumping are 60. Deci, da, are doar heading accuracy. În fața lui Mertesacker e cam greu. Bun. Am trecut de faza asta. Hai Diego, hai Diego, hai. Aoleo. Spaniolule. Ia uite, i-a luat fața lui Mertesacker. Frumos, am trecut și de asta, continuu. Acum e acum. Asta e cea mai șmecheră parte, pot să spun sincer. E greu să dai destule goluri. Toată chestia e să reușești să combini cum trebuie. Ah. Și pasele trebuie să-ți iasă cât de cât. Ce? What the fuck? Ce-ai făcut cu Costa? Bun. Driblăm cu Costa. Și gol. Primul gol. Cred că mai bine era cu Messi și Ronaldo. Adică era mai ușor, ca să zic așa. Mamă, ce bară.
Bun, 11.000 de puncte avem. Acum Hazard. Ce frumos. Bun, din nou Diego Costa. Foarte bine. Pedro, frumos, frumos. Pedro e doar la la finalizare. Nu iar Diego Costa. Hazard a încercat și el un șut. Frumos. Belgeanu e bun. Uite-ți ce bar a dat. Cred că asta a fost deja SF. Hazard, frumos. Ok. Cred că am terminat cu chestia asta. Acum hai să mergem și noi la free kicks. O să îl alegem pe Diego Costa. Ok, acum faza e să dăm doar gol. Ok, pe lângă poartă. Așa am dat gol. Bănuiesc că trebuie să dăm gol exact acolo. Da. Arată ok și free kick-urile. Uite așa dau. Pe jos. Ok, cum am dat, acum chiar am dat prost. Bară, hai mă. E greu să dai și din lovitură liberă. Bine, pentru mine e greu portarea asta, ia. Ok, portarul nu se aștepta la asta. Și nici la asta nu cred că se aștepta. Cred că asta e și ideea, să le dai doar pe dedesubt. Am dat în zid. Ok, e foarte bine să te antrenezi la lovituri libere la asta. Da, poți să dai goluri în meciuri așa. Am dat pe lângă. Da, n-am dat-o chiar perfect. Cred că trebuie să dai așa ca să dai perfect. Da. Nu ar fi să o punem în vinclu. Nici chiar. Ai frate, dai. Trebuie să mă prind cum le... am luat? Continu, cu D, da. Hai să vedem pe asta. Mingea aia s-a dus ciudat rău. Ok, Fabregas. Curler shot. Adică nu înțeles. Curled shot. Păi se duce puțin curled. Deci 30 taker run over ball. Bun, într-un final am reușit să o facem. Într-un final de-abia. Și este skill challenge acum. Hai să vedem care-i treaba. Să vedem la skill challenge. Deci am înțeles, iei puncte pe direcția. Așa. Ok, dărâmăm ceva noi pe acolo. Acum exact acolo voi da. Da, am dat, n-am dat unde am vrut. O să dau un vinclu ăla. E foarte greu să dai acolo. Cât de aproape. Dăm pe jos. Mamă, și pe jos e greu, peste tot e greu aici. Bă, fix pe lângă. Am lămurit. Am luat-o pe aia din vinclu.
Hazard, mamă, dar e greu să le dau. I-am dat în mufă. Asta a fost episodul de Skill Games, nu știu, mi se pare greu de tot să le faci. Trebuie să fii cu adevărat bun să ai foarte un scor, să ai un punctaj foarte mare, deci da, noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!